am venit cu dulnicul. L-am de vreo 5-6 ani. Am fost în anii aceștia la toate întâlnirile culturale despre istorie care s-au petrecut la noi în țară. Nu l-am luat niciodată. E prima ieșire a lui în luni. Am simțit că trebuie să-l aduc. Și el va vorbi mai mult decât cuvintele noastre. Dulnicul transmitea informația de la munte la munte, din sat în sat, de la neam la neam. Și toată lumea știa să se apere când străinii ne călcau pământul. Așa trebuie să fim și noi uniți și să ținem drept de adevăr. Adevărul ne va scoate din orice încurcătură. Cui nu-i place adevărul să plece dintre noi. Nu avem nimic cu ei, dar noi iubim adevărul și adevărul e Dumnezeu care ne crește. Această lucrare pe care m-am adus-o pentru Șciberica care se a născut în urma congreselor de pedagogie la care am participat. Primul congres a fost la sala rundă de la Intercontinental. Acolo am primit binecuvântarea părintului Dumitru Balașa și mesajul de la Zamărțe la Iisus Hristos. În ziua aceea, nimeni n-a mâncat, cel puțin eu. De atunci sunt aici în sală vreo 6-7 persoane care au fost în același moment la congres. Iată adevărul cum străbate, puțin, dar bun. E deviza vieții mele. În urma vizitării a două expoziții cu etruși la Madrid și una la Roma, vă spun că o să găsiți informațiile în carte. În urma acestor vizionări repetate, pot să vă spun că acești etruși sunt tiscieni oamenii de pe Tisa. Unele lor funerare arată că erau blonzi cu părul creț, numai ochii albaștri nu se vedeau. Hainele lor de luptă erau roșu, galben și albastru. Acești etruși aveau o civilizație înfloritoare în vremea când Roma nu era nici măcar un cădrun. Perioada de înflorire a Etruriei este atacată de romanii cu săbile lor, care au cucerit pe etruși cetate cu cetate. Cu sabia. Nu prin inteligență, nu. Prin forță. Ei au vrut să fie stăpânii lor și au reușit. Dar au fost atât de egoiști și atât de egoiști că au înlăturat originea lor etruscă. Însă, în 1726, abatele Onofrio Baieri din Cortona înființează Academia Etruscă împreună cu 40 de oameni care credeau în rădăcina lor etruscă. Am în laptop ce spunea abatele. Nu, că este ceva plus față de ce am mai cercetat. La deschiderea Academiei Etrusce din Cortona, abatele Onofrio Baieri declară: domnilor, sunt mai mult decât de 20 de secole de când romanii se străduiesc să ignore, sau cel mai bun caz, să minimalizeze imensa moștenire culturală, intelectuală și artistică a vechii noastre rădăcini etrusce. În dorința lor de a apare ca unicul eveniment civilizator al peninsulei noastre, capitala romană face eforturi dintotdeauna să impună un punct de vedere istoric care este departe de a corespunde realității. Când Roma nu era decât un simplu cătun în Lazio, în secolul 7 înainte de Hristos, Tarvinia, Ves, Vulci, Bolonia, Vetulonia, Marseliana, Cerveteri, Pirgi, Volterra, Chiuisi, Veio sau Cortona, iubita noastră urbe, erau deja ilustre cetăți unde înfloreau cele mai variate arte. Etruscii au avut o civilizație strălucitoare. Iată, această urnă funerară avea urme pe scuturile lor de luptă, roșu, galben și albastru. Haina acestui soldat era tot roșu, galben și albastru. Culmea, în cartea care s-a editat cu expoziția, exact fotografia acestei urne rusești. Exact asta. Și am două cărți așa. Uitați, aici aveți un fragment din fronton etrusc, care se păstrează pe toate frontoanele tuturor academiilor din lume. Este în relief și arată diferite scene de luptă.
mai departe, ca să mergi. Interior din mormântul Inghirami, secolul al II-lea, înainte de Hristos. Observați, acesta este un mormânt de familie. Toate cutiile, casetele funerare, sunt pline cu cenușa acestor descendenți din o singură familie. Așa arăta mormântul. Drumul până în mormânt era numit Dromos și imita organul de reproducere feminin. Uterul cu cele două trompe și alveole legate la el. Dromos se numea. Nu întâmplător. Iată un costum care nu puteți să spuneți că nu seamănă cu al nostru românesc. Costumul românesc, de fapt, este un costum de sacerdot. Este o uniformă sacră, dacă vreți. Nu avem voie să punem șnurul și să ne arătăm picioarele prin ejarfe, prin franjuri. Este impact. Nu pot. Deci, am văzut și la televizor zilele trecute o femeie din Ardeal cum spunea, dar nu este permis așa ceva. Fiecare punctuleț, fiecare semn spune ceva. Mergem mai departe. Și aceasta din aur tot asta spune. Mergem mai departe. În zorii dezvoltărilor militare, romanii cu o cultură inferioară și-au falsificat istoria și-au ascuns moștenirea civilizației turce. Iar falsificarea istoriei lor a continuat în vremea primilor împărați creștini printr-o serie de edicte. Traziano Bacolini. Reflecția asupra civilizației turce. Zaharias Marianic, în cartea lui din 1985, Sfârșitul Misterului Etrusc, spune că originile îndepărtate ale poporului etrusc se situează în regiunea danubiană. Proba arheologică adusă de Maiani este foarte interesantă. Ceramica neagră danubiană, descoperită în Egipt și Etruria, se datorează vastelor emigrații ale triburilor danubiene. Dacă mergeți acum la Roma, până pe 31 mai este expoziția care demonstrează paralela dintre egipteni și etruși. Pe strada Sosteria. Maiani, care dă acestor triburi numele de Iliri sau Tracoilii, explică emigrația ca rezultat al suprapopulării. Grație extraordinarei fertilități a pământurilor sale, locuitorii danubieni învățau repede tehnica agriculturii. Prosperitatea a condus la creșterea demografică și a determinat emigrația triburilor danubiene. Iată, spunând danubiene, ne referim la tot bazinul hidrografic al Dunării. Dunărea, cum spune și Herbo, Dunărea izvorește de munții Pădurea Neagră, traversează cu afluențe lui pământul Legu, despre care vorbește Herodot, și se varsă în Marea Mea, în Neagră. Nu întâmplător. Este un mesaj. Cultura principilor. Principii au fondat puterea lor pe proprietatea pământurilor, prin care aveau posibilitatea exploatării resurselor naturale, în rând, prin agricultură, dar și prin păsării, pescuit și vânat. Și pe privilegiul de a aproba trecerea prin vămile de pe principalele drumuri de circulație, schimburile comerciale cu regiunile neobotate și pe exploatarea resurselor minerale. Viața lor religioasă este foarte asemănătoare cu zeii de Dacia. Îl găsim la etruși clar pe Apru. Apru era zeul Dacilor. Și i-au spus Apol, da. Renumiți în lumea veche pentru profundul simț religios, erau etruscii, aveau faima de a fi un popor respectuos al regilor divine și pentru practici rafinate divinatorii, fiind pricepuți și în arta interpretării acestor. Sacerduții etruscii au auspicii erau foarte mult respectați de însăși romanii, care îi consultau în momentele deosebite de dificultate. Deci dacă se pregăteau de un război, ei plecau la război când vroia să mai cucerească o cetate, se duceau la etruscii, care s-au mulțumit a fi sacerdoții, și făceau divinații prin sacrificii de animale, prin citirea fulgerilor, a zborului păsărilor și altele care le cunosc foarte bine. Există în artefacte un ficat care dădea și numele bolii și după ce spunea ce boală are, îi dădea și leac. Leacul de iarbă, Dumnezeu. La religia lor era politeistă. Zeitățile erau Tinia Unii, care erau soț și soție, la rang Turan, Minerva, Aflu și Artumes. Societatea urbană etruscă
se baza pe exploatarea națională a resurselor metalifere, schimburi comerciale sistematizate cu orașele coastelor Asiei, la Samos, Milet, Focea. Așeziunea societății urbane etrusce. Românii au cucerit prima cetate etruscă care a fost Veo în secolul IV înainte de Hristos. Să ținem minte că 753 înainte de Hristos este anul înființării cetății. Când se înființa o cetate, Sabinii sunt etrusci care au înființat Roma. Veneau 12 delegații din 12 cetăți cu câte o trăistuță de pământ și puneau piatra de temelie. Cum la noi astăzi a trebuit și în unele locuri se mai practică înființarea unei biserici. Astăzi taine, dar nu sunt întâmplătoare. Declinul societății etrusce se cauzează pierderii controlului rudelor comerciale pe Marea Tireniană, care are numele Marea Tireniană, tot de la etrusci și-a luat numele. Din cauza creșterii puterii Cartaginei și Siracuzei. Bătălia de la Cuma din 474, una dintre cetăților, este hotărătoare. Cartaginii s-a întâlnit pe cea cu manilor aliați cu Siracuzei și au pierdut gestionarea schimburilor comerciale în Marea Tireniană. Era normal, pentru că ei nu erau niște luptători, erau empatici. Puterea a încăput complet în mâinile aristocrației și treptat în mâna Romei, care s-a impus prin cultul eroismului și al arhitecturii magistrale. Elenismul și romanizarea. Punctele cheie. Cucerirea primului oraș etrusc Veio, 396 înainte de Hristos. Galii cuceresc Roma și o stăpânesc temporan în 387. Roma începe o politică agresivă. Războiul romano-tarminian, 358-351 înainte de Hristos. Alianța etruscilor cu umbrii, suniții și galii. Expansiunea romană, 282-273. Și ultimul oraș etrusc căzut este Caere. Etrucii erau atât de pașnici încât preferau înaintea, în schimbul stagiului militar, să sape la cloaca comună, să sape la pământ, cu toată pregătirea lor. Ei nu vreau război. Cloaca comună din Roma, care se folosește și astăzi, și este tapetată cu cuburi de piatră, calupuri de piatră, este cloaca etruscă. Și romanii o știu, o cunosc. Și este funcțional. Asta este foarte clar. Sunt 3.000 de ani de când a fost făcut. Etrucii încheie tratate de alianță care comportau obligații pentru ambele părți contractante. Romanii trebuiau să dea ajutor și solidaritate politico-militară cu acelor conducătoare locale din fiecare cetate etruscă și orașele etrusce trebuiau să fie fidele Romei și să ajute inițiativelor ei militare. Deci este o obligație reciprocă între cetățile etrusce și Roma. În loc de concluzii, etrușii au înființat Roma 753 și au preferat să rămână pe locul 2 în conducerea cetății. Vă mulțumesc!